găsi la specialiști în sănătate? Ce vedem astăzi? Incontinența urinară, suferința a milioane de femei din întreaga lume. Ce terapii și tratamente moderne sunt aplicate de medici pentru vindecare? Afecțiunile stomatologice pot distruge sănătatea și pun în pericol viața. Cauze, tratamente, prevenție. Remedii la îndemână pentru tratarea reumatismului și măști ieftine și naturale pentru frumusețea tenului. Incontinența urinară. Vedeți imediat partea a doua a reportajului privind această boală care afectează milioane de femei din lumea întreagă. O problemă ascunsă de multe ori de rușine sau din lipsă de informare. O să vedeți că dacă vă luați inima în dinți și vă prezentați la medic, vă găsiți vindecarea. Metode eficiente de tratament prezentate de doctorul Marian Iliescu. Asta de un an de zile. Și simțeam totuși că e umed și nu știu ce, l-a stârnut, l-a râs, l-a, eu știu, dacă era cazul să mai ridic ceva, era mai rău. Și nu mă durea nimic totuși, dar simțeam eu că e umed. Incontinența urinară este una dintre cele mai neplăcute consecințe ale nașterii naturale, care poate aduce modificări ireversibile în organismul mamei, dar și o urmare a eforturilor fizice pe care le face femeia de-a lungul vieții. De la câteva picături de urină scăpate accidental, nevoia de a merge la toaletă devine imperioasă și ajunge să nu mai poată controla micțiunea. Sunt mai multe tipuri de incontinență de urină. Și atunci când alegem soluția terapeutică, trebuie neapărat să vedem despre ce fel de incontinență este. În felul acesta se ajunge la o disciplină de limită între ginecolog, care este primul de fapt care ajunge în contact cu genul acesta de patologie, și urolog. Pentru că, fiind vorba de căile genitale inferioare, sigur că este grădina urologilor. În felul acesta s-a ajuns la un fel de competență sau supra-specializare, mai bine zis, de uroginecologie, care se ocupă tocmai de acest gen de patologie. De la greutate, de la copii, am 6 copii, am avut o muncă, nu neapărat acum cum sunt liftier aici, MedLife. Am lucrat și pe șantier și am ridicat, am cărat. Și faptul că așa și la copii ăștia mulți și asta este. Incontinența la efort despre care de fapt vorbim se manifestă de obicei la început cu pierderea unei cantități minime de urină la un efort brusc, la strănut, la un râs, la ridicarea unei greutăți. Se datorește, cum spuneam, scăderii tonicității sfincterului uretral și pierderii locului normal unde se află în statica pelvină joncțiunea cisto-uretrală. Nu simțeam nimic atunci că eram însărcinată cu ei și asta ca greutate. Eram mai tânără, rezistam, dar asta știu sigur că de acolo este. Faptul că am ridicat, automat, și la atâția copii, ce să mai zic. Da, asta mi-a zis și domnul doctor și mi-a spus, faci cum vrei. Dar esența lui este să faci. Mai târziu o să fie mai grav. Dacă stabilim că incontinența este de cauză obstetricală, deci la o femeie în postmenopauză care face și efort sau care are boli asociate de tipul unei afecțiuni pulmonare cronice, cum sunt fumătoarele care tușesc tot timpul și asta favorizează incontinența de urină, la fiecare tuse, la strănut, la ridicarea unei greutăți, apare incontinența. Deci aceasta este tipul cel mai întâlnit de incontinență de urină și care de obicei are corecție chirurgicală. Nu tot timpul aveam, dar aveam și dureri. La contactul sexual, mă, spun și așa. Era mai, eu știu, cum să mai zic, mi-e și jenă să vă spun, dar asta este, aveam și atunci, nu tot timpul, dar aveam. În sfârșit ajungem la terapia cea mai cunoscută, care de fapt ne interesează în mod deosebit, și anume terapia chirurgicală. Repet, este foarte important să se stabilească înainte de a se lua decizia de tip de intervenție, tipul de incontinență. Pentru că incontinența este însoțită de cele mai multe ori
sau create de cele mai multe ori de o ruptură de perineu, așa numită ruptură veche de perineu, care constă într-un oarecare prolaps al vezicii urinare, dar și a intestinului gros, a părții terminale, a rectului, spre vagin. Pe măsură ce incontinența progresează, femeia ajunge să evite să iasă în societate, ca urmare a sentimentului de jenă pe care îl resimte din cauza pierderii necontrolate a urinei. De asemenea, dezvoltă afecțiuni iritative în zona vaginului sau în cea inghinală, din cauza contactului prelungit cu urina. În plus, o femeie cu astfel de problemă este mai expusă infecțiilor urinare. Tratamentul incontinenței urinare cronice rezolvă sau controlează de obicei și aceste probleme. Totul este ca femeia să-și ia inima în dinți și să se prezinte la medic. M-am dus la un consult la domnul doctor Ilescu și mi-a zis: te apuci și faci operația asta, că altfel mai târziu ai o vârstă de 55 de ani și se atrofiază mușchiul. Și hai să... Și am făcut ca dânsul. M-a convins, mi-a fost rușine la început, ce să mai zic, și frică am avut, sinceră să fiu cu totul, că am două cezariene și o operație de apendicită, dar am avut încredere în dumnealui și am făcut. În urmă cu aproximativ 50 de ani au început să se practice așa numitele pexi, deci fixări a joncțiunii cistouretrale la anumite puncte fixe ale bazinului, de obicei partea osoasă a bazinului osos. Așa s-a imaginat metoda care a avut cel mai mare succes până au apărut metodele mai noi, și anume o uretrocistopexie, care Birch se numea, și care ancoraj această joncțiune la un ligament de pe oasele pubiene. Presupunea o intervenție chirurgicală cu secționarea peretelui abdominal inferior, o disecție destul de laborioasă și într-o zonă destul de delicată, să zic așa, în ceea ce privește vascularizația. Pe parcurs, medicina a progresat și au apărut alte metode pentru tratarea incontinenței urinare. Ulterior, această intervenție a început să se facă pe cale endoscopică, iar pasul următor a fost găsirea unei metode minim invazive, cea care este cea mai în vogă la ora actuală și care și ea acum, după atâția ani de zile, este destul de discutată. Și anume această metodă a bandeletelor sau a plaselor care se pun exact la joncțiunea dintre vezică și începutul uretrei și care, prin ridicare, readuce la locul ei fiziologic această joncțiune și ajută prin strangularea acestui loc, prin cravatare, prin ridicarea, uneori abuzivă, puțin, a acestei joncțiuni, care preia într-un fel și rolul sfincterului. Dacă privim prin prisma ratei de vindecare în cazul intervențiilor referitoare la acest tip de afecțiune, indiscutabil metoda cea mai nouă este și cea mai de succes. Cele mai multe au o rată de succes mult mai mare decât intervențiile vechi. Rata de succes trece de 90%. Asta ca să vedem față de intervențiile vechi, de exemplu, intervențiile care se făceau numai pe cale vaginală, fără aceste materiale, ajungeau la o rată de recidivă de 25-30% chiar. Desigur, aici, cum spuneam, contează foarte mult acuratețea tehnicii și o indicație chirurgicală pusă corect. Intervenția chirurgicală cea mai folosită este aceea pentru aplicarea bandeletei transvaginale. O astfel de intervenție durează circa 30 de minute și se face de obicei sub anestezie locală. Bandeletele acestea sau plasele sunt de multe feluri și ele trebuie stabilit ce fel, ce metodă trebuie folosită. În general sunt bine tolerate. Au apărut după niște ani de zile și unele inconveniente legate de faptul că totuși este un material sintetic și care poate produce la unele persoane o fenomene de toleranță sau pot produce și neplăceri, nu numai efecte pozitive. Așadar, trebuie să înțelegem că nici în momentul de față problema nu este rezolvată definitiv. Însă, o indicație chirurgicală corectă,
îmbinarea unei metode vechi cu aceste metode moderne de corecție a incontinenței, mai ales în mâna unui specialist cu experiență și care înțelege și vede foarte bine în spațiu cum, unde și cum trebuie să stea aceste organe, poate rezolva problema incontinenței. A doua zi am plecat. Foarte bine. Aveam dureri, dar nu atât de mari. Oricum știam ce înseamnă o tăiere și așa mai departe. Dar m-am simțit bine. Am putut să merg, am putut să mă dau jos din pat. Bineînțeles că am și făcut exact ce mi-a zis. Am ținut cont de spusele dânsului și până la ora actuală. Și cum vă simțiți acum? Foarte bine. Incontinența urinară poate fi tratată și vindecată, dar poate fi și prevenită. Sunt câțiva factori de risc ce pot fi controlați. Prevenția ține de calitatea țesuturilor, de asistența corectă la nașterile pe căi naturale, de aprecierea așadar a oportunității, continuității unei nașteri pe căi naturale dacă se apreciază că e o naștere grea, în condițiile în care operația cezariană a devenit o tehnică perfect stăpânită și cu complicații minime, de regimul de viață pe care îl are femeia după ce naște pe căi naturale, de cruțarea față de anumite eforturi greu de controlat când ne gândim că a adus pe nume un copil care are câteva kilograme și în câteva luni ia încă alte câteva kilograme și care trebuie să-l ducă în brațe, trebuie să-l îngrijească și de modul de viață. De ce greutate avem, de ce mișcare facem, ce mâncăm, cum avem grijă de noi, cum înțelegem să ne trăim viața. Sănătos, cu stil și să ne bucurăm de frumos. %25 dintre români au probleme cu dinții, multe dintre ele grave. În ciuda situației, statul român este singurul din Uniunea Europeană care a asistat decontarea serviciilor medicale stomatologice. Practic, dacă omul nu are bani în buzunar, este liber să țipe de durere sau să facă niște complicații grave care îi pun viața în pericol. În minutele următoare, medicii stomatologi ne vor spune cu ce afecțiuni se prezintă pacienții la cabinet, care sunt capcanele și ce-i de făcut pentru salvarea dinților românilor. Potrivit medicilor stomatologi, circa jumătate dintre tinerii și adulții din România suferă de sensibilitate dentară, afecțiune care, netratată, poate duce la complicații și chiar la pierderea dinților. Durerea scurtă și ascuțită pe care o simte omul la stimul rece sau fierbinte, acru sau dulce, ori la atingere, este un semn de sensibilitate dentară. Asta înseamnă că stimulii ating dentina, substanța din care este formată pulpa dintelui. Dacă aceste semne sunt ignorate, în timp, de la o simplă carie, se ajunge la boli grave. Lista acestora include bolile parodontale, retracții gingivale care se agravează progresiv și pot provoca pierderea dinților. Omul ar putea evita astfel de necazuri dacă ar da importanță detartrajului. Adulții, foarte mulți dintre ei, nu vin la detartrajul care ar trebui să fie făcut bianual, deci la 6 luni, la interval de 6 luni, nefăcându-și detartrajul, care este un prim pas pentru întreținerea unei cavități bucale corecte și într-o igienă bună, apar o serie de carii, apar spine iritative, apărând cariile, dacă îi mai cade o obturație și nu vine să-și opună, apar resturile radiculare și, în final, paradontoza, care este destul de
crescută în rândurile populației adulte. Pe lista bolilor grave se află și abcesele, afecțiuni purulente ale gingiei care pot difuza în diferite zone ale capului. Acestea pot ajunge chiar și la septicemie, dacă nu sunt tratate corect și la timp. O altă boală gravă este cancerul oral, care poate fi provocat de mici leziuni apărute din cauza unei dinte spart. Și nu în ultimul rând, cariile. Aparent banale, cariile netratate pot provoca boli grave, cum sunt cele de inimă. În etiopatogenia cariei sunt incriminați mai mulți factori. Factorul terenul, care ține de mineralizarea dintelui. Mineralizarea este dictată genetic, o putem influența, deci putem floriza dinții pentru a le crește rezistența la carie, la atacul acid. În etiopatogenia cariei mai intervine alimentația. Se știe că consumul exagerat de dulciuri duce la apariția mai rapidă a cariilor. De asemenea, consumul de băuturi acidulate produce o demineralizare mult mai rapidă a smalțului pe care se grefează caria. Și un alt factor de menționat ar fi igiena. Din păcate, sunt prea mulți cei care bat la ușa cabinetului stomatologic doar atunci când nu mai suportă durerea, moment în care medicul constată deja complicații. Pacienții neglijează durerea și sunt foarte mulți care aleg să trateze durerea la farmacie. Nu e de recomandat, pentru că în momentul în care apare o durere la un dinte, se calmează pe moment cu antiinflamatoare. Poate fi reversibilă, dar doar pe moment. Dacă nu este tratat dintele, se complică lucrurile, se poate ajunge la inflamația nervului sau chiar la gangrena și complicația cariei. Situația se agravează, deoarece afecțiunea neglijată poate duce la gangrena dintelui. Gangrena presupune o carie complicată, adică infecția trece dincolo de vârful rădăcinii și lucrurile se complică foarte tare. Sunt destul de grave uneori, molari incluși care pot da o serie de reacții neplăcute, mobilitatea dinților, pentru că li s-a părut că nu e nimic grav și apar în clipa în care apare o mobilitate, chisturile, granuloamele. Granulomul este o infecție cronică apărută la vârful rădăcinii unui dinte și poate fi tratat fie medicamentos prin interiorul dintelui, anterograd, sau prin intervenție chirurgicală. Vindecarea este mult mai îndelungată după o intervenție chirurgicală decât dacă dintele se tratează prin interiorul canalului. O altă problemă gravă a danturii este alveolita, caracterizată, pe lângă complicația stării de sănătate a pacientului, de o durere insuportabilă. Alveolita este o inflamație a alveolei dentare. Alveola este spațiul care rămâne după extracția dintelui și osul respectiv suferă o inflamație, care are de fapt la bază o infecție. Sunt niște dureri foarte puternice în cazul alveolitei, deși cei care au suferit de așa ceva știu despre ce este vorba. Trebuie să intervină medicul stomatolog, deci este o intervenție la câteva zile după extracție, presupune o anestezie, curățarea alveolei și introducerea unor medicamente în interior. Există mai multe cauze care duc la apariția alveolitei. În mod normal, în alveolă după extracție se formează un cheag, care este pansament natural pentru alveolă. În momentul în care acel cheag nu se formează sau este îndepărtat de acolo prin diverse obiceiuri ale pacientului, adică clătește după extracție, consumă alimente foarte fierbinți sau foarte reci sau fumează după extracție, atunci se produce alveolita și mai ales prin lipsa igienei. Alveolita mai are drept cauze rămânerea în alveola unor resturi radiculare, infectate sau nu, sau unor fragmente osoase care se desprind în urma extracției. Aceste fragmente osoase acționează ca o spină iritativă asupra cheagului care se formează în alveolă, dizolvă cheagul, alveola rămâne goală și apar factorii favorizanți apariției alveolitei.
Din păcate, medicii stomatologi constată un fenomen în rândul pacienților care de cele mai multe ori duce la complicații grave ale afecțiunilor dentare. O mare parte a pacienților nu sunt consecvenți în continuarea tratamentului după ce au scăpat de durere, nu conștientizează faptul că medicamentul care le calmează pe moment durerea poate deveni nociv pentru dintele respectiv, apar dureri foarte mari. După aceea, infecții, se poate ajunge la pierderea dinților și, nu în ultimul rând, la boala de focar. Boala de focar este o infecție diseminată care pornește de la dintele respectiv, se împrăștie în restul organismului la nivelul rinichilor, inimii, articulațiilor. Nu este o noutate că România este codașă în Uniunea Europeană la capitolul igienă orală și sănătate dentară. Potrivit ultimului Eurobarometru, 90% dintre români au probleme stomatologice și este explicabil, de vreme ce doar unul din 20 merge anual la control. 20% n-au bătut la ușa stomatologului de ani de zile, chiar dacă au avut dureri de dinți sau modificări în structura acestora. 50% stau ceva mai bine, în sensul că merg o dată pe an. Sunt mai multe motive care explică această situație. Unul ar fi costul serviciilor medicale în stomatologie, inclusiv urgențele pe care omul trebuie să le acopere din buzunar, deși contribuie la asigurările sociale de sănătate. Pentru mulți este dificil de acoperit chiar și costul unei urgențe. Un alt motiv ar fi teama de stomatolog. Pentru unii, sunetul frezei mânuită de medicul dentist este mai groaznic decât răgetul leului. Și nu în ultimul rând, lipsa educației în familie privind spălatul pe dinți și controlul periodic la stomatolog. Populația trebuie să conștientizeze în primul rând regulile de igienă. Deci este necesar un periaj cel puțin de 2 ori pe zi și este foarte important, de fapt obligatoriu, periajul de seară. Poate apela și la mijloace ajutătoare periajului, apa de gură, ața dentară, fluorizări în cabinet sau la domiciliu, dar rolul mecanic al periajului este cel mai important. Potrivit studiilor, un român consumă în medie cel mult 2 tuburi de pastă de dinți pe an, adică de 5 ori mai puțin decât un cetățean german, de exemplu. Mai mult, românii folosesc o periuță de dinți 2-3 ani. Există chiar situații în care o periuță este folosită de toată familia. Totuși, în ultima vreme se observă o schimbare în bine privind îngrijirea danturii. Eu am remarcat că în ultimul timp pacienții tineri, deci ca să-i luăm pe grupe de vârstă, abia ieșiți de pe băncile școlii sau ale facultății, au dantura destul de bine îngrijită și generația tânără tinde să și-o întrețină și să și-o îngrijească, ceea ce e un lucru bun. Generația adultă, 40-50 de ani, eu zic că este jumate. Unii se îngrijesc și sunt obișnuiți să se îngrijească și vin la control doar să-și schimbe o obturație care s-a colorat și îi displace. Probabil este și un grup populațional care lucrează într-un anume standard, iar alții sunt dezastre. Medicii stomatologi au mai remarcat ceva. Românii, chiar și cei mai în vârstă, încep să fie preocupați de aspectul danturii. Adresabilitatea a crescut în ultimii ani în sensul acesta și am remarcat că pacienții care se adresează pentru ortodonție își doresc aparate fizionomice, practic invizibile, să nu se vadă că sunt în cursul unui tratament ortodontic. Pacienții de ortodonție au vârste variate, fie sunt copii, fie adulți, care pot fi și de vârste mai înaintate, 40-50 de ani, chiar mai mult. Subiectul nostru privind sănătatea dentară nu se încheie aici. În edițiile viitoare vom vedea care sunt problemele stomatologice specifice copiilor, cum sunt rezolvate de medicul stomatolog și ce trebuie să știe părinții. De asemenea, vom vedea cât și cum rezolvă implantul problemele danturii. Și nu în ultimul rând, vom prezenta detalii privind prevenția bolilor de dinți în rândul copiilor și adulților. Varza și scoarța de salcie, leacuri eficiente pentru reumatism. Tot varza, balsam de frumusețe pentru toate tipurile de ten. Secretele acestor remedii dezvăluite de Manuela Grecu după publicitate. Rămâneți cu noi!
toamnă neprietenoasă adană vală peste noi cu toată cohorta de frunze moarte, ploi și frig. Și se simte asta în protestul articulațiilor afectate de reumatism. Dacă v-ați săturat să înghițiți medicamente scumpe și care deseori dau reacții adverse, vă propunem alternative ieftine, la îndemână, care potolesc suferința și readuc optimismul în sufletul omului. Cataplasmele cu varză sau scoarță de salcie pentru reumatism. În plus, varza este și prietena tenului. Cum și în ce fel, ne spune Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la o nouă rubrică de remedii naturiste. A venit toamna cu frig și umezeală. Vă dor articulațiile și nu mai știți ce medicamente să luați și ce creme antireumatismale să aplicați ca să vă potoliți durerea. Din păcate, toate aceste medicamente sunt prea scumpe, de cele mai multe ori efectul este de scurtă durată, iar reacțiile adverse fac mai mult rău organismului. Există însă o soluție ieftină, la îndemână și care vă poate alina durerea. În lupta cu reumatismul, specialiștii în terapiile naturiste recomandă varza crudă. Cataplasmele cu foi de varză crudă au ca efect reducerea inflamațiilor și a durerilor reumatice. Așadar, luați câteva foi de varză crudă și după ce le-ați scos nervurile groase, presați-le bine cu un sucitor. Aplicați un strat de 3-4 foi de varză crudă direct pe locul dureros și fixați-l bine cu un bandaj. Schimbați foile de varză cam de 3-4 ori pe zi. Un alt remediu foarte bun pentru alungarea durerilor reumatismale este și scoarța de salcie, adevărata aspirină naturală. Bătrânii au utilizat-o cu succes în alungarea oricărui tip de durere. Scoarța de salcie are efecte tonice, antiinflamatoare și antireumatismale. Revenim la varză, care nu este numai un remediu eficient pentru tratarea durerilor reumatismale. Varza este și prietena frumuseții feminine. Are efecte benefice pentru toate tipurile de ten. Pentru tenul uscat, vă spunem cum puteți prepara o mască. Luați câteva foi de varză, tăiați-le mărunt, apoi fierbeți-le în lapte până când se formează un terci. Pasta rezultată se lasă să se răcească, apoi se aplică pe față și pe decolteu și se lasă circa 20 de minute să acționeze, după care se îndepărtează cu apă călduță. Dacă aveți tenul uscat și sensibil, amestecați terciul cu un gălbenuș de ou și cu o linguriță de ulei de măsline. La fel, aplicați pe față și pe gât, lăsați să acționeze circa 20 de minute, apoi clătiți cu apă călduță din abundență. Pentru tenul gras, mărunțiți bine foile de varză cu ajutorul unui blender și amestecați cu albușul de ou bătut spumă, până când se formează o pastă pe care o aplicați pe față și pe gât. De data aceasta, o lăsați să acționeze circa 15-20 de minute, apoi clătiți cu apă caldă. Există și un secret al albirii tenului cu ajutorul verzei. Înmuiați dischetele demachiate în zeamă de varză acră și aplicați-le pe zonele cu pete. Lăsați să acționeze circa 10 minute. Repetați operațiunea zi de zi până la albirea pielii. Înainte de finalul rubricii, câteva lucruri inedite. Știați că porumbul este singura cereală care conține caroten, antioxidantul care protejează organismul împotriva îmbătrânirii premature și a cancerului? Știați că circa 15% dintre femei abia resimt simptomele menopauzei, 55% dintre ele simt un disconfort moderat și doar 30% au suferințe mari provocate de menopauză? Știați că apa păstrată în vase de argint are calitățile unui antibiotic natural extrem de eficient? Atât pentru astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă urez sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!